stați puțin să vedem și noi povestea lor. Noi am fost prieteni înainte. Amici. Amici. Eram împreună cu un fost prieten de-a lui. Prieten bun. Prieten, un prieten bun de-a lui. El vroia să fie cu prietena mea. Și noi ne-am cunoscut toți patru și ieșeam împreună ca amici. Într-o seară vorbeam pe mesaje și hai să ieșim la o cafea, la un suc. El m-a pupat. Și a rămas, ce-a fost asta? Și am plecat repede. Și după aia am continuat să vorbim și a rămas împreună. Ăsta lui prietenă venea cu scandalul la mine la muncă. Că ea e însărcinată cu mine, că... Mai multe chestii. Genul ăsta. Bine, toată lumea nu credea relația noastră, unde am încercat să relația noastră, fiindcă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da. El fiind prietenul, fostul meu prieten, e foarte atent și mă oferă încredere și protecție. Mă susține ceea ce vreau să fac sau ceea ce fac și îmi dă încredere să merg mai departe. 2015-2016 de Crăciun. Am vrut să vină moșul la noi acasă, la bradul nostru. Brad era inelul agățat cu o oață de la mărțișor. De la mărțișor agățat în brad. Și zic, unde este? Că nu este. Deci uite mai bine și sclipea inelul în brad. Și l-am luat și m-am întrebat, ce este asta? Că a zis moșul, dacă vreți să fii soția mea. Deci el a cerut-o cu un mărțișor în pomul de Crăciun, ați înțeles. Deci a pus într-un mărțișor inelul ca să o ceară de Crăciun. Ea a spus da, după ce el era iubitul prietenei ei și ea era iubita prietenului lui și ieșeau toți patru. Și uite așa, din ăștia patru s-au cuplat ei doi și după ce s-au cuplat ei doi a venit fosta lui iubită care zicea că ea e însărcinată cu actualul ei iubit ca să se despartă ea și să se... Și uite așa, din toată povestea asta frumoasă, au ieșit doi căței. Vreți să-i vedeți? E fructul iubirilor. Iată-i, Florentina și Alexandru! Ce faceți? Bine, ia uite, ia și dresat. Easy. Da, numai când au mâncărică. Păi nu ca așa și și colegii noștri. Dacă trebuie să le dăm mâncărică după aia. A, da. Da, fac ce vor. Totul e pe mâncărică. Ăsta mic al meu, uite. Ale! Nu, ăsta mic trebuie să-i dai altceva. Nu, ăsta mic îi dai altceva. Ia uite, ia uite. Ce faceți? Bine. Ia uite ce frumos sunt. Deci e mama și fetiță? Da. Mama și fică, da? Adică e Bubulina și cu Daisy. Bubulina și cu bulinatul. Dar să facă o familie frumoasă. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Adică pot să mă apropii, da, nu sunt... Da, 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 bine ați venit, Daisy, bine ați venit, Bubulina! Și voi bine ați venit, Florentina! Sărbuna! Mă bucur să vă cunosc, ce faceți? Din Delta, voi veniți din Delta! De acolo, da! Și ați venit acolo din Delta, ați venit în jungla asta de la București! Câte oameni te plisești de atâta monotonie? Pe cuvânt, noi nu știm cum să fugim, să ne mai relaxăm. Suntem înnebuniți și voi veniți aici, da? Da. Mă bucur că ați venit. Deci ei sunt copiii voștri. Da. Deci aveți deja super exercițiu pentru când vor veni pe bune da, copiii deja voștri. Suntem familializați. Deci deja știți ce e la program, scoate la afară, schimbă-l, spală, trebuie să mănânce. Mă bucur că ați venit, abia aștept să vă cunosc. Cât e ce ochi frumoși are. Și să-mi spuneți povestea voastră pe de-a întregul, că am auzit că e cu un tortochel, cu foști, cu foste, cu prieteni, cu asta. Ați ieșit voi neșifonați din toată treaba asta și cu doi căței. Eu abia aștept să-mi povestiți. Okay. Succes! Mulțumim! Mulțumim. Mergem acum mai departe. Haide. La Haide. Următorul cuplu. Cuplu care vine tot din București. De fapt, ea este din județul Ilfov și bineînțeles că locuiesc aici în București. De ce? Pentru că Gianina Șușanu are 25 de ani și este recepționeră. Iar Radu Moldoveanu are 27 de ani și este team leader la o companie de telefonie mobilă. Sunt împreună de vreo un an și jumătate, nu sunt căsătoriți, încă nu au copii, dar au foarte multe lucruri să ne povestească. Hai să vedem și noi povestioara lor.
zile ne-am întâlnit. A fost o întâlnire frumoasă. Mi-am dat seama încă de la început că va fi perechea mea pe viitor și continuăm cu următorii pași, bineînțeles, în curând. Este amuzant și foarte grijuliu. Mi-a plăcut inteligența ei foarte mult. A știut să vorbească încă de la început cu mine, să-și exprime gândurile și sentimentele exact așa cum ar trebui. Prietenii ne percep ca pe un cuplu legat, ca pe un cuplu care nu are probleme, ca pe un cuplu care este pregătit de absolut orice. În punctul meu de vedere ne vedem cei mai legați. V-am zis, suntem 99,9% din timpul nostru și mi se pare că suntem foarte legați. I-ați auzit, i-ați văzut, însă dacă îi vedeți cum sunt îmbrăcați, spuneți că ei acum ori vin de la nuntă, ori se duc la nuntă. Nunta aia pe care înțeleg că și-au propus-o, nu știu dacă el a cerut-o, dar poate că are vreun gând. Și de asta a venit așa de aranjat și de apretat și de puși la două, patru ace. Gianina și Radu să intre acum în platou! Gătiți ceva? Aveți vreo treabă după asta? Sau trece postul? Anunțați vreun eveniment? Nu, încă. Suntem întotdeauna. Dar ai cerut-o? Ai cerut-o? Momentan nu. Ah, ok, hai că nu mai intru, că nu vreau să-i stric ziua fetei. Știi cum e? A venit aici la sărbătoarea iubirii și tu nici nu ești niciun. Sunteți de un an și jumătate. Cât mai aștepți? Nu mai, gata, ok, am înțeles. Nu, nu e o problemă. Știu, e greu cu răspunsurile astea când nu le ai și te pune într-o postură dificilă. Dacă tu care vorba ai 25, tu ai 27 de ani, ești de un an jumate, încă n-ai cerut-o. 25. Cât ai, 25? Nu, ai spus bine 25, dar am 27. Ai 27, lasă, dar are nimic, voi sunteți tineri. Tineri, uite aici, la 26 și tot bâmbuline scurte. Ah, Doamne, și sunt mai în viață ca niciodată. Nu e, la voi nu e grabă, la noi e mai greu, dar la voi sunteți tineri mereu. Ce faceți? Bine ați venit. Mulțumim, bine v-am găsit. Aveți emoții? Bine. Avem câteva emoții, da. Câteva. Dă-le încolo, le numărăm pe degete și aruncăm. Le aruncăm la gunoi. Bine ați venit, vă rog să luați loc pe canapele și mergem la cel de-al treilea cuplu. Să vedem care este acesta. Dorina Coman are 20 de ani, este studentă la ASE, Facultatea de Finanțe Bănci, iar el, Ștefan Pătrulescu, are 21 de ani și este supervisor la aparate de joc. Tare asta! Tare! Când nu vrei să recunoști că ai problema asta cu păcănelele, te faci supervisor și atunci te duci că jobul tău e să stai toată ziua pe ele. Însă, ei sunt împreună de vreo 4 ani. Vă dați seama, sunt practic cel mai vechi cuplu și cel mai tânăr din ediția de astăzi. Nu sunt căsătoriți, n-au copii, nu știm dacă e la fel, au planuri de nuntă, dar îi lăsăm să-și trăiască și ei iubirea și să ne povestească și nouă despre cum s-au cunoscut. Eu lucram în acel restaurant, ea a venit, a fost o clientă de-a mea, mi-a plăcut de ea, am văzut că și ea se uită așa altfel la mine și i-am cerut numărul ei, surorii ei și uite așa a început relația. Mă enervează că se uită foarte mult la telenovele, pentru vârsta ei nu le văd prea educative. Calitățile lui cele mai mari sunt respectul, amabilitatea și iubirea față de mine. Avem un respect foarte... foarte mare amândoi unul față de altul, pentru că altfel nu ar rezista, după părerea mea, o relație. Îl iubesc foarte mult, îl apreciez că este mereu lângă mine și că mă ajută dacă am vreo problemă. Bineînțeles că pe viitor vreau să ne căsătorim, după ce îmi voi termina studiile și îmi voi găsi un job stabil. Pot să-i spun că o iubesc foarte mult, bănuiesc că asta i-am și arătat în decursul aproape 4 ani de zile. Doresc să fie... să ne căsătorim și doresc să avem 2-3 copii împreună. Au tot timpul, pentru că la 20 de ani, deși sunt de 4 ani împreună și au gânduri de căsătorie, vă dați seama că au timpul să facă câți copii vor ei. Dar noi astăzi nu vorbim despre copii. Îi lăsăm să vorbească despre iubirea asta lor, care este încă la început. E tânără, dacă nu la 20 de ani, atunci când să vorbim despre iubire și despre nebuniile ei? Tocmai de asta invit alături de mine pe Dorina și Ștefan! Yeah!
Dinu, dar iubita ta unde-i în povestea asta? Adică până și pe ea o iei cu fularul de steaua, nici cum dans nu puteți fără steliști. Ce faceți? Bine ați venit. Bine v-am găsit. Deci ia cu telenovelele, tu cu fotbalul ultra și când te plictisești mai duci la păcănele că doar ești supervisor. Da. Foarte tare viața voastră. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Mă bucur să vă cunosc, mă bucur că ați venit astăzi la emisiune. Ce faceți? Bine. Bine? Tu mai poți cu steaua, cu meciurile, cu astea? Se poate. Dar când este în același timp și meci și telenovelă, cine câștigă? Plec eu de acasă și... A, tu cu băieții la bere și rămâne la telenovelă. Foarte tare. Mi se pare echitabil, toată lumea e fericită. Exact. Nu te stresează, nu te ține lesă, nu. Nu. Ești bine, vezi de treabă. Suntem ok. Bine ați venit! Vă bine, doresc succes, vă rog să mergeți la canapea. Și hai să vedem ce întrebări avem astăzi pentru voi, ce runde ne mai pică astăzi. Cum facem cu paravanele la căței?